Fia 0 a 1 puncte puncte a k, numere reale, deci aparținând lui R, astfel încât suma lor să facă a 0 plus a 1 plus a k să facă 0. Zice, fie L mic limită când D întinde la infinit, din cine? Din a 0 radical de ordinul 3 din N plus a 1 radical de ordinul 3 din N plus 1 plus bla 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 plus a k radical de ordinul 3 din N plus k. Da? Mă întreabă cât e limita. Da? Păi, luăm pe una ca diferența celorlalte, nu? Spre exemplu, de aici le iau pe a0 ca fiind minus a1 minus a k. Sau pe oricare putea să luăm, da? Le iau pe primul sau pe ultimul, okay? Nu? Și atunci limita mea o să se scrie așa. Ia. Cum a0 este minus a1 cu ăsta, o să-mi dea cine? a1 pe lângă radical de ordinul 3 din n plus 1 minus radical de ordinul 3 din n. Formă a2 vine aici, deci vine plus a2 radical de ordinul 3 din n plus 2 și a0 o să-l aibă și pe a2 aici. Deci din nou minus radical de ordinul 3 din n. Da? Să vedem cât dau ăștia. Plus bla 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 plus AK radical de ordinul 3 din N plus K minus radical de ordinul 3 din N. Da? Păi și ăștia cât fac? Luăm una din limitele astea după aici. Ia să calculăm separat limită din radical de ordinul 3 din N plus P, să zicem minus radical de ordinul 3 din N, unde P-ul ia valori de la 1, că e prima, până la K. Da? Ia să vedem cât este asta. Păi eu amplific cu conjugata. Conjugata înseamnă cine? Radical de ordinul 3 din n plus p la pătrat plus produsul lor radical de ordinul 3 din n pe lângă n plus p plus ultimul la pătrat diferența de cuburi, adică n plus p minus n. Da? Păi observați, asta îți dă cât limita asta de aici? Vine limită din P mic supra și uitați ce face. Scoateți un n pătrat din fiecare radical. Deci o să vă dă radical de ordinul 3 din n pătrat pe lângă. Radical de ordinul 3 împarți asta prin n pătrat, adică interiorul prin n. Deci 1 plus p pe n la pătrat plus radical de ordinul 3 din n-ul cu n-ul se duce, vine ăsta pe n, adică 1 plus p pe n, da? Plus n pătrat pe n pătrat 1. Păi ia uitați unde se duc ăștia. P pe N se duce la 0, că ăsta era finit cau, da? Ăsta este 0, deci 1 plus 1 plus 1, ăsta se duce la 3. Radical de ordinul 3 din infinit este infinit, ceva pe infinit ori 3 este 0. Prin urmare, fiecare din ăștia se duc la 0, da? Cum ăștia sunt finiți, A1 ori 0 plus A2 ori 0 plus AK ori 0, limita noastră este 0. Prin urmare, răspuns corect A.